Slăviți să fie Domnul! Haideți să deschidem cuvântul Domnului în Evanghelia după Ioan, de la capitolul 2, începând cu versetul 1. Evanghelia după Ioan, capitolul 2, începând cu versetul 1. Pagina în Biblie, 1026. A treia zi s-a făcut o nuntă în Cana din Galileea. Mama lui Isus era acolo și la nuntă a fost chemat și Isus cu ucenicii lui. Când s-a isprăvit vinul, mama lui Isus i-a zis, nu mai iau vin. Isus i-a răspuns, femeie, ce am eu a face cu tine? Nu mi-a venit încă ceasul. Mama lui i-a zis, slugilor, să faceți orice vă va zice. Și acolo erau șase vase de piatră, puse după obiceiul de curățire al iudeilor și în fiecare vasă încăpiau câte două sau trei vedre. Isus le-a zis, umpleți vasele acestea cu apă și le au umplut până sus. Scoateți acum, le-a zis el, și aduceți nunului. Și au dus. Nunul, după ce a gustat apa făcută vin, el nu știa de unde vine vinul acesta, slugile însă care scosese apa știau. A chemat pe mire și i-a zis, orice om pune la masă întâi vinul cel bun. Și după ce oamenii au băut bine, atunci pune pe cel mai puțin bun. Dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Acest început al semnelor lui l-a făcut Isus în Cana din Galileea. El și-a arătat slava sa și ucenicii lui au crezut în el. După aceea s-a coborât la Capernaum împreună cu mama, frații și ucenicii lui. Și acolo n-au rămas multe zile. Amin. Haideți să reocupăm locurile. Binecuvântăm numele Domnului și mulțumim de harul de a fi în casa Lui în seara aceasta. Amin. Vreau să mulțumesc fanfariștilor că mi-au făcut să-mi treacă emoțiile mai ușor în seara asta la predicare. Ați cântat o cântare care o cântăm și noi la Elim, fanfara noastră, o cântă tot partitura voastră, deci tot de la voi e partitura care o cântăm și noi. Și totdeauna dacă mă nimeresc la predică și fanfariștii noștri, Rafa cu fanfariștii, cântă cântarea aceasta, îmi trec și acolo emoțiile. Și am simțit și în seara asta că mă simt ca acasă. Dar n-ai cum să nu cânți cântarea aceasta și să nu te simți mai aproape de cer. Și aș vrea seara asta, când plecăm din locul acesta, să simțim că ne apropiem mai tare și cu pași grăbiți de veșnicie. Și seara asta ar vrea să fie o seară de pregătire pentru sufletele noastre, binecuvântat să fie numele Domnului. Știu că e un text neobișnuit, fratele meu m-a întrebat ce citesc și am zis că nunta din Cana. Au zis, dar nu-i nuntă, știu că cel mai ușor predic la anunț când nu-i nuntă. Când îi nuntă, trebuie să ai grijă de toți. Și atunci nu poți predica liber, că trebuie să fii atent cu soacra mică, cu soacra mare, să nu spui ceva de ele, că să supără, nu? Nu vor să ai grijă să nu cumva te lești de mire, de familia mirelui, de rochea miresei, de... și atunci te, te strâng cu ușa, nu poți predica liber de nuntă. Dar când nu-i nuntă, poți predica liber de nuntă, nu? Poți spune liniștit că nu-i mire, nu-i nici mireasă și atunci poți predica liniștit. Ieri am predicat la o nuntă undeva în sectorul nostru de activitate și mirii foarte curajoși, la minus 4 grade, i au făcut nuntă. Și am apreciat că nu ori aștepta până în vară când se fac nunțile. i au zis că ianuarie la minus 4, minus 5 grade, ori făcut nuntă. Când privim pasajul acesta din Sfânta Scriptură, nunta aceasta din Cana, să știți că de obicei la nuntă sau de fiecare dată îți dorești ca totul să iasă perfect, așa -i? Spui, domne, dacă am plătit mii de euro, dacă am plătit zeci de mii, de fapt, cred că unele nunți la noi, la, la Timișoara, nu la dumneavoastră, poate se apropie și de spre o sută de mii, la unii. Se aruncă cu banii și fac numai o paranteză pentru tineri. Nu investiți tot ce aveți mai bun la nuntă, acolo să uită repede, da? Dai tot ce mai bun la unii care oricum îți bagă de vine săptămâna viitoare. Ci învață să investești ce ai mai bun după nuntă. Acolo trebuie investit. Degeaba cheltui ce ai mai mult și mai bun la nuntă și după aia n-ai 5 lei de o floare, n-ai 10 lei să cumperi un, un trandafir, nu? De obicei, la nuntă îți dorești ca totul să iasă perfect. N-ai vrea să ai surprize, n-ai vrea să se strice nunta. Să fie nemulțumiți invitații. Ne uităm în seara asta, în, în pasajul acesta și mesajul am intitulat Când ți se strică fericirea. Ai vrea ca totul să-ți meargă bine. Ai vrea ca viața ta în fiecare zi să fie o nuntă. Totul să meargă din plin, să meargă din belșug, da? Ai încheiat anul pe plus, toate ori fost bune, n-ai fost bolnav, n-ai probleme cu e-factura, tot ies în regulă la tine. N-ai nicio problemă. Și vedem în pasajul acesta că era o nuntă, dar era o nuntă specială. Și ai pretenția să iasă bine. De ce? că e Domnul prezent la nuntă, da? Și când e Domnul prezent la nuntă, zici, n-are cum să nu iasă bine. N-are cum să nu iasă bine dacă e Domnul prezent la nuntă. Păi dacă și ucenicii lui la nuntă, ai marele har să ai cea mai înaltă oficialitate din univers, să-l ai pe Domnul la nuntă. Și atunci a sta liniștit ca soacră mică, soacră mare, nuntaș, să spui, totul va ieși extraordinar. Și vedem că la un moment dat apare o veste. Să țineți minte, frații mei, Dumnezeu își permite să ne strice fericirea. Dumnezeu își permite să ne clatine ceea ce ni se pare sigur în viața noastră. Știți cum se clatine fericirea? Când te aștepți mai puțin. Când îi vezi pe toți zâmbind, când totul e pe plus, când totul e liniște, apare un mesaj, da? Îți sună un telefon, primești un apel și în momentul ăla tot ce a fost fericire în viață, totul se prăbușește. Ai mers la analize, ai venit la Timișoara la analize că nu a mers tomograful la Arad și ai venit la Timișoara. Și când ai plecat cu analizele de la Timișoara, nu mai știi drumul spre Arad simți că totul s-a prăbușit. Totul s-a prăbușit. Vreau să vă spun ceva. Și la nunta aceasta apare un mesaj care le strică fericirea. Vedem cuvântul lui Dumnezeu ce spune că la nuntă a fost chemat și Isus cu ucenicii săi. Și auziți acum, când totul e bine, Isus, ucenicii, nuntașii, nu, nu, era și el pe scaunul lui, zice, a venit o veste. Când s-a isprăvit vinul, mama lui Isus vine cu vestea și spune, nu mai au vin. Totul se blochează. Totul se dărâmă. Cum, domne? Dar ăsta a fost cel mai tare din Arad. Ăsta să fie falimentar? Ăsta să fie în faliment? Ăsta care își parca mașina pe trecerea de pietoni? Ăsta care nu putea nimeni să-i spune nimic? Tot se fereau de el. Da. Uitați-vă că Domnul îngăduie anumite situații și întotdeauna când Dumnezeu îngăduie să fim clătinați, el are un scop. Știți care e scopul lui Dumnezeu? Să ne apropie de el. Când ni se clatină fericirea, Domnul are scopul să ne apropie de el. Uitați-vă, vine Maria cu vestea aceasta, cu problema, unde? Unde o aduce? La Domnul Isus. La Domnul Isus. Nu mers să le certe pe cuscre, să le zic v-am spus. V-am spus, Domnule, să cumpărați mai mult. V-am zis să mai investiți, că ne lua apoi. Dacă rămâneau baxurile, Acum vă spun, din copilărie m-am tot gândit, fiind copil, m-am gândit de ce s-o fi gata vinul, că de obicei la nuntă, ei mai mult, cu mult mai mult, zici mai bine să rămână, că ăsta e semnul, că s-o sătura, că rămas. Cum să nu iei, mă, 5 baxuri în plus? Să nu comanzi 20 de porți în plus? Cum să... Și m-am tot gândit din copilărie, mă, de ce să o fi gata vinul? Că normal trebuia nunta, nu era pe gata. Că dacă era pe gata, spuneai, mă, mai e o oră. Nu mai comandăm, n-aveau profi deschis non-stop, n-aveau magazinele noastre non-stop. Să trimită pe cineva cu duba, să mai ia 10 baxuri, să mai ia 50 de baxuri, să nu se facă de rest. Nunta mai avea de continuat, de aia se precipită lucrurile. Nu era pe final. E posibil să fi fost pe la mijlocul nunții. Că dacă era pe final, știi ce spuneai? La câte nunți n-am fost? Și au zis, Lasă, nu mai aduc, oricum în jumătate de oră pleacă în Soția mea e aici, am fost cu ea la o nuntă, ne au servit la masă, capă tot toți și la masa cu care eram, că eram cu mai mulți frați acolo, la un moment dat, la masa noastră nu mai adus varză, salată de varză. Și am întrebat, domnule, dar varză nu, vedeam la alții pe masă. Zice, nu mai este varză domne, varză, care e un leu kilogram, un leu 50, când e varză, mai știu cât e soția cumpără. Domne, n-am cerut carne, n-am cerut aperitiv în plus, varză cu 2 lei. Cu... Nu, au zis, nu mai este, nu mai este. Ne gândeam, noi vorbeam la masă, bă, mergem să luăm un, un, sac de varză, să le aducem, să ne-l tai aceea, să avem și noi varză. O zis, nu mai, nu mai, este. Și m-am gândit, aci, de ce nu mai avut vin? Nu știm de ce s-au gătat. Copil fiind mă gândeam, dacă or fi fost români acolo invitați la nuntă, e posibil din cauza românilor să se fi gătat vinul? Să se fi gătat? Că ăștia au obiceiul, cei din lume, întâi beau tot ce pe masă și după aceea se de mâncare. Nu știu dacă e posibil să nu fi fost români invitați acolo. Dar uitați-vă, la un moment dat li se clatină fericirea. De ce? Pentru că Dumnezeu avea un scop. Știți care e scopul lui Dumnezeu? Să ne apropie de El. Ești cumva în locul acesta, în seara aceasta, nu vreau să ridici mâna sus, în care simți că ți se clatină fericirea, simți că sunt lucruri care nu le mai poți ține în control, sănătatea, partea financiară, partea familiară, se clatină viața ta, familia ta, sănătatea, liniștea ta, A început să iei pastile de dormit, Îți spun ceva, oprește-te și apropie-te de Dumnezeu. Dumnezeu vrea să-ți vorbească. Atunci când ți se strică tot ce ai clădit, Dumnezeu vrea să-ți spună ceva, să te apropii de El. Știți că Dumnezeu s-a oprit într-o zi, în cheful vinului, era tot la, nu era nuntă, dar era tot cu vin pe masă. Și spune cuvântul Domnului că Bel și a dat un banchet mare, la peste o mie de persoane. Și ăsta nu a avut probleme ca la nunta din Cana, să se Ăsta o a avut din belșug, nu s au gătat. Și știți ce se întâmplă? La un moment dat, când s-or simțit mai bine, când ori bat jocorit mai bine, când ori băgat de vină mai tare lui Dumnezeu și o râs de Dumnezeu, Dumnezeu își permite să le clatine din temelii toată petrecerea lor. Spune cuvântul lui Dumnezeu că apare o mână pe perete. Acum, cei care ați fost în lume și v-ați pocăit, ulterior. Cei care ați avut probleme cu băutura și Dumnezeu vă a salvat. Eu n-am băut niciodată, nici n-am fost curios, nu m-a interesat uh, gustul sau uh, efectul lor. Dar știți că orice om care-i beat, îi roșu, da? Roșește. Știți că omul care o băut în viață și în sicriu îi tăd roșu? Alaltă ieri am predicat la o înmormântare Uh, un domn a plecat din lumea aceasta, era, avea probleme cu băutura, familia lui era pocăită, erau oameni credincioși, dar el nu, nu a vrut să se pocăiască. Mâinile erau galbene și toată fața și nasul era roșu. Și am zis, uite pe ăsta și în sicriu s-au văzut că ăsta au fost cu băutura. Dar știți ce spune Biblia în Daniel capitolul 5 de Belșațar? Că a fost primul om mor de biat care nu a fost roșu. Când a început Dumnezeu să scrie cu mâna lui pe perete, ce culoare au prins la față? Galbenă. Ați văzut vreodată un om să îngălbenească de la băutură? Nu. Zici, domne, toți sunt roșii. Uitați-vă că Belșațar îngălbenește pentru că intervine Dumnezeu. Și când Dumnezeu intervine, Dumnezeu întotdeauna are ceva de vorbit în dreptul tău. Dacă simți că lucrurile sunt împiedicate, dacă simți că e o frână în viața ta, oprește-te și apropie-te de Dumnezeu. Vezi ce vrea Dumnezeu să-ți vorbească. Uitați-vă la nunta aceasta. Toată nunta deprindea de Isus. Or venit cu problema la Domnul și Maria vine și spune, fă ceva că nu mai au vin. Toți depindeau de Isus. Vă spun marele adevăr, tot ce avem noi în lumea aceasta, tot ce suntem, familia noastră, partea financiară, starea sufletească, sănătatea noastră, toate depind de Isus. Mai spun încă o dată, tot ce suntem și tot ce avem în lumea, no în, în lumea aceasta, toate depind și le avem prin Harul lui Dumnezeu, toate depind ale noastre de mâna lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Domnului! Se întâmplă ceva ciudat în pasajul acesta. Totuși Maria vine cu problema la Domnul și Domnul nu o bagă în seamă. Eu am știut și ați știut și dumneavoastră din biserica tradițională, îi o vorbă că Domnul întotdeauna face ce zice mama lui. Că de aici arată, dar o să vedem în această seară, că Domnul nu a făcut ce o zis Maria. Deși noi cu mentalul ăsta am trăit românii. Că Domnul ascultă că Maria e la butoane și Domnul face. Și spune cuvântul Domnului că Domnul nu a făcut ce o zis Maria. Când s-a isprăvit vinul, spune versetul 3, mama lui Isus i-a zis, nu mai au vin. Și auziți ce răspuns îi dă Domnul? Isus i-a zis, femeie, ce am a face eu cu tine? Știți ce răspuns e ăsta? Ce mă interesează pe mine? Nu mă interesează. Gândiți-vă, vii cu problema la Domnul, vii prăbușit, totul depinde de El și Domnul nu te bagă în seamă. Se poate lucrul ăsta, fraților? Se poate? Știți că se poate? Se poate! Se poate banul tău care îi dai la adunare Dumnezeu să nu-L bagi în seamă. S-ar putea ceea ce te ostenești tu pentru Dumnezeu și pentru lucrarea lui Dumnezeu, Dumnezeu să zică ce am eu a face cu tine. De ce? De ce Domnul nu zice pe loc? Unde? Unde? Unde sticlele goale? Că imediat le umplem. Rezolvăm. Nu, uitați-vă că Domnul nu face ce zice Maria. Nu, o respinge. Și îi spune, ce am eu a face cu tine? Deci ar vrea să ne iasă din mental lucrul acesta. Că Maria îl comandă pe Domnul și Domnul face tot ce zice ea. Uitați-vă că Domnul nu a făcut ce-o zice ea. Nu, nu a făcut. O, o, mai durat până a făcut. Pentru că era o problemă în textul acesta. La nunta aceasta era o problemă. Și primul lucru care vreau să-l vedem în seara aceasta, în pasajul acesta, problema numărul unu, știți care a fost? atitudinea. De ce nu a ascultat Domnul pe Maria? Din cauza atitudinii. Uitați-vă că au venit și au spus, nu mai au vin. Cu atitudine de a comanda. Cu atitudine de a spune ce trebuie să facă Domnul. Și au zis, nu mai au vin. Fă ceva, pune mâna, ajută, fă ceva, fă o minune. Și s-a uitat Domnul la ea și a zis, nu fac. Nu faci, nu fac. Și nu a făcut Domnul. De ce? Pentru că i-au venit cu atitudine superioară. Te-ai gândit vreodată, de ce îl pe Dumnezeu? De ani de zile anumite lucruri și Dumnezeu nu face. Ia uită-te atitudinea cu care vine înaintea lui Dumnezeu. Atitudinea care o ai în casa lui Dumnezeu. Nu cumva e undeva pe sus pe scara zugravului? Nu cumva te vezi mai presus de, decât toți? Nu cumva ți se pare că tot buja, cu toată gloria buja, e undeva jos la pământ și tu ești sus? Toate rugăci sau aproape toate rugăciunile noastre, știți cum sunt? Doamne, dăm, Doamne, făm. du-te la bolnav, vindecă, dă-ne de mâncare, atinge-te de bolnav. Noi ce să facem? Să stăm cu mâinile în sân. Dacă îmi cântă fanfara, avem trei soliști, noi nu trebuie să cântăm. Cântă ei, că doar de, aia să aici. Tu nu trebuie să cânți. Tu trebuie să stai înțepenit și tu mă să asculți. Uitați-vă că Domnul nu face nimic. Pentru că era o atitudine greșită înaintea Domnului. O venit și spune, Doamne, fă ceva. Și Domnul zice, nu fac eu nimic. Nu fac nimic. O încercat, prea de multe ori, noi ne-am obișnuit cu Dumnezeu și am încercat prin atitudinea noastră să-l comandăm. Am încercat să-l comandăm. Să știți ceva? Omul care are credință, știți unde se vede credința? Omul credincios se vede când are puterea să supună voia lui, voi lui Dumnezeu. Știți ce așteaptă Dumnezeu de la noi? Nu să-l mai comandăm. Pentru că Dumnezeu nu e la de la restaurant care noi îi spunem, dăm și El îți dă, făm și îți face, ci El e stăpân. Mai spun încă o dată, El e stăpân. El e Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. N-ai vrea în seara asta să ți se schimbi atitudinea și să spui, Doamne, de prea multe ori te-am comandat, de prea multe ori te-am trimis și am stat pe scaun, de prea multe ori te-am pus să faci lucru cu tare și eu n-am făcut nimic. N-ai vrea în seara asta să spui, Doamne, spunem Tu ce trebuie să fac. Arată-mi Tu, dăm Tu comanda. Nu mai vreau să te comand eu. O încerca Maria și nu a reușit. Și uitați-vă că în versetul 5 se schimbă atitudinea Mariei. Și Domnul începe să lucreze. Versetul 5 spune așa, mama lui a zis slugilor. O zis, am încercat cu el și nu, nu l pot comanda. Nu mai încerc, că n-are rost să-l mai comand. Că nu reușesc să-l comand. mama lui, dar nu reușesc să-l comand. Știți ce o zis? Nu el trebuie să facă, ci noi trebuie să facem întâi. O zis să faceți tot ce vă va zice, lăsați-l să vă comande, lăsați-l să spună ce trebuie să faceți și o să vezi că toate lucrurile iasă. Ori ieși bune? Ori ieșit. Când? Când s o schimbat atitudinea. Fratele Cornel Stanciu, care e vicepreședintele pe comunitate, a fost duminică seara la noi la biserică. Și-a dat un exemplu așa care ne-a răscolit pe toți, vi-l spun și dumneavoastră, nu ne-a spus unde exact, dar au zis că e la noi în Timișoara, că dumneavoastră nu aveți așa ceva în Arad. Au zis că e într-o biserică deschisă mai nou în Timișoara, și au zis că cel care conduce acolo biserică au pus o întrebare, au pus o întrebare bisericii, au foarte mulți tineri sau foarte mulți, câți îți dați tineri acolo. Și au zis, vreau să-mi răspundeți la o întrebare. Când o să vă întâlniți cu Domnul Isus în cer, care o să fie primul lucru care o să-l faceți când vă întâlniți cu El? Și le-o dat câte o hârtie și o zis, scrieți fiecare. Ce o să faceți primul lucru când vă întâlniți cu Domnul? Și tinerii scriau acolo ce o să, fiecare ce o trecut. Dar au zis, până scrieți voi, vă spun ce o să fac eu când mă întâlnesc cu Domnul în cer. Zice, când o să mă întâlnesc cu Domnul în cer, o să mă duc și o, o să-l iau așa de după gât. Și o să stau cu el de după gât așa. Vă spun, pe noi ne fi fiorat. Pe noi ne-om fiorat. Nu vedeți? Astea-s atitudini. Nu știu, poate dacă aș spune blasfemie. Cred că ar fi prea subțire, prea ușor. Uitați-vă, el care spune cuvântul lui Dumnezeu, că cei 24 de bătrâni când se uită la el își aruncă cu unile, se apleacă cu fața la pământ și strigă, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. Noi ne permitem, fă Doamne, eu sunt la... Cata... prieten la cataramă. Într-adevăr, el și-o arăta prietenia față de noi, dar noi trebuie să-i arătăm ce? Respectul. Nu noi suntem la butoane, ci El e la butonul de comandă. El nu scapă niciodată lucrurile de sub control. Binecuvântat să fie numele Domnului. Dar uitați-vă, în atitudinea noastră, de multe ori noi îl confundăm pe Domnul sau îi confundăm pe oameni cu Domnul și pe Domnul îl confundăm cu anumiți oameni. Maria Magdalena, în dimineața învierii, când intră în grădina mormântului, să uită și îl vede pe Domnul, dar nu îl recunoaște, îl confundă. Și o zi zice, credea că este cine? Grădinarul. O, oh, de câte nu-l confundăm noi pe Domnul cu grădinarul? Să mai strângă, să mai adună, să mai adune, să mai facă lucrurile care ar trebui să le facem noi. Știți că Dumnezeu vede ceea ce spunem, dar vede și ceea ce nu spunem. Dumnezeu cunoaște cuvântul care îl scoatem pe gura noastră, dar Dumnezeu e atent și la atitudinea noastră. Pentru că să știți ceva, poți să creezi tensiune, de exemplu, la un om îi poți crea tensiune lângă tine, fără să-i spui un cuvânt, știi? Prin atitudine. Atât al presezi cu starea ta, încât ăla să duce acolo la corul bărbătesc. De ce? Nu mai poate sta lângă tine. Știți că Dumnezeu judecă și lucrurile acestea? Azi dimineață vorbeam la noi la biserică despre lepra Mariei. Când Dumnezeu judecă pe Maria și pe pe Aron, pentru că au, au cârtit împotriva lui Moise. Știți că Aron nu a scos niciun cuvânt pe gură? Niciun cuvânt. Spune Moise și Aron, uh, Aron și Maria au cârtit împotriva lui Moise. Dar zice Dumnezeu a auzit-o pe Maria. Dar de ce zice Dumnezeu că l-a auzit și pe Aron dacă el nu a spus nimic? Biblia consemnă și spune a auzit-o pe Maria. Știți de ce? Aron nu a spus nimic, dar au fost prezent acolo. Prin atitudinea Lui s-au făcut vinovat de lucrurile acelea, s-au făcut vinovat de toată situația de acolo. Știți că noi suntem vinovați de multe ori înaintea Lui Dumnezeu. Poate nu din cauza cuvintelor, ci din cauza atitudinilor. Atitudinea noastră blochează binecuvântarea Lui Dumnezeu pentru noi. Intră Domnul Iisus într-o zi în casa Lui Simon Fariseu, da? Evanghelia după Luca, de la capitolul 7, spune cuvântul Domnului că e chemat. Și acum, când îl chem pe Domnul, e mare pregătire. Îl cheamă pe Domnul, cheltuie, cumpărături, catering, mâncare din belșug, ajunge Domnul acolo. În momentul când intră Domnul în casă, mai vine cineva neinvitat. Știți cine? Vine o femeie păcătoasă. Asta nu se pune la masă, nu se înghesuie să stea lângă Domnul la masă, ci pentru că era împovărată de păcatele ei. Se aruncă la picioarele Domnului și începe să plângă. Când îl vede Simon Fariseu, pe Domnul, imediat își schimbă toată gândirea despre Domnul. Pentru că așa suntem noi. Când nu se întâmplă lucrurile cum vrem noi, imediat ne schimbăm atitudinea. Știți ce spune Simon Variseu? Oh, nu, m-am încheltuit degeaba. Asta nu e ce m-am așteptat. nu e ce m-am așteptat pentru că dacă ar fi el proroc, l-am și chemat la sară de rugăciune. L-am și pus la o și prorocit, o și cântat. Păi dacă ar fi el și ar avea descoperire, ar fi proroc, păi ar vedea, ar ști cine e femeia asta. Și se uită Domnul la el. Știți că în tot capitolul 7, unde se descrie masa și invitația lui Simon Fariseu către Domnul, nimic nu se vorbește de ce pus Simon Fariseu pe masă. Nimic. Se uită Domnul la el cu dezgust. Pentru că ce face omul acesta? Omul acesta îl cheamă la masă, dar are atitudinea greșită. Are o atitudine greșită. Știți că pe unii Dumnezeu îi schimbă la cuvântul lui. Pe Maria o schimbatul la un singur cuvânt. Și ar vrea atitudinea noastră să se schimbe la cuvântul lui Dumnezeu. E cea mai ușoară schimbare la cuvânt. Să auzi? Să înțelegi și să schimbi atitudinea. Știți că sunt alții care se schimbă atitudinea lor numai zdrobiți. Ăștia nu se schimbă la cuvânt. Să te roagă de el, îi tot spune, îl tot învață, îl tot în drum, îi spune nevastă să acasă, mă, nu te mai lua, mă, nu mai țări, nu mai, mai tași, mai stai liniștit. Nici cum, domnule, el e păcai mare. Știți cine îi schimbă atitudinea? Zdrobirea. Zice cuvântul lui Dumnezeu că o în Sirianul la Elisei. Cu atitudine din asta de a comanda. Și știți ce se întâmplă? Îmi plac oamenii lui Dumnezeu și totdeauna am învățat de la oamenii ai lui Dumnezeu, care nu ori răspuns la clopoțelul unamansirianu. Sirianu. Ăsta vine, zice cuvântul Domnului 2 Împărați, capitolul 5, că vine și se oprește la poarta lui Elisei. Da, de unde să se dea jos? Da, de unde să se ducă în fața lui Elisei? Se pune acolo și începe să sune din clopoțel. Să vine Elisei! Se uită Elisei, nu coboară din car, nu. Te duci și spui că nu vin nici eu la ea. Auzi, Domne, la unul care e plin de bani. Cea mai mare zdrobire la omul bogat, la omul îngânfat, la omul superior, știți ce îi? Cea mai mare zdrobire îi să nu vii când te cheamă și să nu iei ce-ți dă, să țineți minte. Asta e cea mai mare jignire la un om arogant, să nu vii când te cheamă. Domne, dacă ți-o la șapte, tu trebuie să vii la șapte, nu-i spui că nu poți veni în ziua aia, l-ai zdrobit, dacă te obia cu un cadou și nu l-ai luat, l-ai zrobit, l-ai terminat. E gata. Nu mai poate dormi. Zice cuvântul lui Dumnezeu că Elisei nu iasă la clopotul luna în sirianu. Stă acolo în casă și îi transmite ceva. Îl vede acolo un om foarte, foarte bine îmbrăcat. Un om de o statură foarte bună, că era general, avea o slujbă specială. Împăratul se rezema pe mâna lui. Gândiți-vă că nu avea statura a mea, nici fizicul meu. Ci era ca unii din voi, băieți, trași la sală, munciți, crăpați lemne, nu? Oameni, bărbați sănătoși, nu? Păi când se apăsa împăratul pe mâna lui, ăsta nu se clătina, nu se ținea de... Așa era de puternic. Împăratul se închina și se ținea de mâna lui Naman. Dar zice cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu îngăduit să-i se clatine și lui fericirea. Zice Biblia așa, dar omul acesta tare și viteaz era era lepros. Când eu mers mai bine, general de armată, mână în mână cu împăratul, Dumnezeu îl zguduie și vine înaintea lui Elisei. Și se uită Elisei la el și zice: Tu nu ai nevoie întâi de vindecare. Tu ai nevoie întâi de schimbarea atitudinii. Și să știți ceva, schimbarea atitudinii știți unde se face, unde se produce. Vindecarea trebuia să se producă acolo înaintea lui Elisei. Dar pentru că el a fost un om arogant obișnuit să dea comenzi, Atitudinea ei s-a schimbat la Iordan. El nu trebuia, din prima fază, el nu trebuia să ajungă la Iordan. Trebuia să ajungă numai la Elisei, cum o zis, fetița. Și se rezolva problema. Dar uitați-vă în viața noastră, Dumnezeu ne îngăduie cu anumite stări prelungite. Ne îngăduie boala prelungită, ne îngăduie sărăcia prelungită, ne îngăduie anumite stări în care ne-am băgat singuri. Din ce cauză? Că n-am capitulat înaintea Domnului. Când n-ai capitulat, ajungi la Iordan. Știți că Iordanul e locul unde ți se văd bubele? Toată viața ta, prin atitudinea ta, ai arătat bubele lui toți. La coriști, la tineri, la panfariști, la dirijori, nu mai zic mai departe. Pe toți i-ai arătat cu degetul. Și uite că vine vremea când Dumnezeu te duce la Iordan, ca să se schimbe atitudine. Și ăsta începe, gândiți-vă atitudinea lui, imaginea aceasta. Slugile lui erau în picioare și el coboară sub nivelul slugilor. Dumnezeu îl zdrobește acolo și îl, îl, coboară sub nivelul mării. 400 de metri era mai jos e, Iordanul decât Marea. Atâta de jos îl coboară Domnul. Îl coboară până Aman sirianul în apă de șapte ori, că ăștia, ăștia încăpățânați, ăștia trebuie zdrobiți de multe ori. Dar putea din prima să-i spune, te o odată și gata. Dar ăsta au fost mult de la el și o zis, tu ai nevoie de șapte ori. Și știți ce e frumos, frații mei? Cât a fost de încăpățânat? l a trecut Dumnezeu prin încercarea aceasta, l a dus la Iordan, l a zrobit, l o Să întoarce, știți cum se întoarce? Credincios și pocăit. S-a întors cu toată inima și a zis, văd și cunosc acum că nu există alt Dumnezeu pe tot pământul decât Dumnezeul lui Israel. Dar întrebarea ei, nu mai bine spunea asta de la început? Nu mai bine te plecai de la început și te smeriai? Nu, nu, nu el nu a putut, el o vrut numai să dea comenzi numai să dea comenzi. Gândiți-vă că Elisei a fost un om atât de... Totdeauna l-am admirat pe omul acesta. Au avut o slujire de peste 50 de ani înaintea lui Dumnezeu. 52 de ani aproximativ. O slujit înaintea lui Dumnezeu. A avut, a fost unul dintre cei mai sărași slujitori care i-au avut Dumnezeu. Dar nu s-o clătina nici în sărăcie, nu s-o clătina nici când o veni Naman Sirianu cu 70 de kilograme de aur, că atât ai transformat aurul care l-a adus în kilograme, 340 de kilograme de argint și 10 haine de schimb. Nu s-o clătina, deși nu avea haine. Deși nu avea haine de schimb multe. Nu avea aur, nu avea argint. De aia ori cules de pe câmp. De ce? Că nu aveau bani de cumpărători. Era într-o sărăcie. Dar nu început să transpire. Să zic că Dumnezeu l-a trimis pe ăsta, mă. Gehazi asta o crezut, de-aia o transpira când l-a văzut pe Naman. De-aia o transpira. Elisei rămâne rece în fața omului arogant, ca și Domnul. Elisei rămâne rece și zice, nu mă înte, Părinte, tu ai văzut ce îi strălucește căruța? Știi cum ia să scântei din, din saci? Are aur acolo. Dumnezeu l-a trimis pe ăsta la noi acasă. Dumnezeu. Dumnezeu l-a adus. Și Elisei nu transpiră. Să rămâne rece ca și Domnul în fața comenzilor Mariei. Zice, nu, nu, nu tu îmi dai comens, nu tu sunt cu clopoțelul. Și uitați-vă că Elisei, în toată sărăcia lui, rămâne ferm și nu se pleacă înaintea lui Naman Sirianu. Maria, nu îi se întâmplă nimic bine cuvântat până nu îi se schimbă atitudinea. În dragostea lui Dumnezeu îl zdrobește pe Naman și Naman se întoarce. Unii se întorc la cuvânt, alții se întorc și schimbă atitudinea, știți când? Când sunt zdrobiți, Câți dintre noi, câți dintre cei de la balcon nu s-au întors la Dumnezeu? Zdrobiți, falimentari. Că le-au vorbit Dumnezeu când au fost punga plină, când au fost zacheu. Domne, coboară-te, că vii cu toți banii, nu-ți ia Dumnezeu. Întoarce-te la Dumnezeu. Nu, domne, el cu punga lui, cu banii lui. I-a lăsat Dumnezeu falimentari și s-au întors la Dumnezeu. Nu-i rău nici categoria asta. Domne, nu vrei la cuvânt, plătești. Și atunci oricum te întorci la Dumnezeu. Dar vă spun ceva, e o categorie de oameni care noi avem la Timișoara, cred că asta nu aveți la dumneavoastră, pe care nici moartea nu-i schimbă. Atât de încăpățânați că nici morți nu se schimbă. Atât de aroganți, atâta vor ei să dea comenzi și morți. Că unii vin și spun, pe ăsta numai pământul schimbă. Eu vă arăt din Biblie, din cuvântul lui Dumnezeu, că pe unul nici mor nu s-a schimbat, nici pământul nu l-a schimbat. Evanghelia după Luca, de la capitolul 16, Biblia vorbește de bogatul și Lazar, da? Când a ajuns bogatul în locuința morților, ce a făcut? Ce a făcut toată viața lui? O dat comenze. Tătă viața o comandat, tătă viața o spus ce trebuie să facă altul. Și au ajuns în locuința morților. Când a ridicat privirea în sus, știți ce s-a întâmplat? l au văzut pe Avram, l au văzut pe Lazar și din instinct, din instinct să dea comenzi. Și a zis, părinte Avrame, scurt, trimite-l pe laser aci, să-și moaie degetul și să vină să mă ude pe buze. Nu ceru mult. Și să uită Avram la el și spune, dar nu înțeleg, tu mă comanzi pe mine? Tu, vedeți, ăsta în, în, locuința morților, aceeași atitudine arogantă de pe pământ, același, același, sistem de a comanda. Vede că nu reușește aici pe cursă scurtă, îi dă o cursă mai lungă. Trimite pe laser, tot el comanda tot el comanda și mort. Știți că sunt unii care nici morți nu se schimbă. Ăștia nu mai ai nicio șansă cu ei. Dar eu cred că în seara aceasta, la Bujac, aceea, la, la Arad, Dumnezeu ne dă puterea să ne schimbăm. Să ne schimbăm atitudinea înaintea lui Dumnezeu. Și vă spun ceva, noi nu trebuie să schimbăm rugăciunea. Nu rugăciunea ei a fost problema, nu rugăciunea Mariei. Ce a fost problema? Atitudinea. Că sunt unii care zic, poate nu m-am rugat destul, poate nu m-am rugat cum trebuie o anumită poziție, cu baticul legat în față sau în spate, sau nu știu cum, pe genunchi sau în picioare. Nu problem, problema nu-i rugăciunea, ci problema e atitudinea. De aceea cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta ne cheamă la lucrul acesta să ne schimbăm nu rugăciunea și să ne schimbăm atitudinea. Domnul să ne dea putere la lucrul acesta. Mergem mai departe, al doilea lucru care îl vedem în pasajul acesta, la un moment dat se dă o comandă. Când se schimbă atitudinea, Dumnezeu începe să dea comanda de binecuvântare. Știți ce comandă de Domnul în, în pasajul acesta? În versetul 6 spune așa, Și acolo erau șase vase de piatră puse după obiceiul de curățire al iudeilor și în fiecare, și fiecare vas încăpeau câte două sau trei vedre. Iisus le-a zis, umpleți vasele acestea cu apă și le-a umplut până sus. În seara aceasta îi nevoie în locul acesta de o comandă din partea lui Dumnezeu știți care îi? Să se umple vasele noastre. Vasele noastre au nevoie să fie umplute de Dumnezeu. Omul fără Dumnezeu, bărbatul care ești la balcon, doamnă care ești în locul acesta în seara asta, tânăr drag, noi fără Dumnezeu, suntem piatră goală. Așa erau vasele. Până o dată Domnul comandă erau vase de piatră goală. Ăștia suntem noi. Împietriți și goi. Împietriți și goi. Poate să contrazică cineva lucrul acesta? Nu. Toți am fost așa. Împietriți, ni s-au părut că-i predica pentru ăla la alt, ni s-au părut că-i predica pentru soacra, pentru socru, pentru alții. Dar uitați-vă când se primește comanda divină și Dumnezeu spune, umpleți vasele acestea cu apă, starea vaselor se schimbă. Eu îmi doresc în seara aceasta, că am simțit pe lângă bucuria care s-au produs prin cântare, Simt că sunt vase împietrite în seara asta, în locul acesta. Și singurul care poate despietri inima omului, e Dumnezeu. Singura, care, singurul care poate umple inimile noastre cu apă vie, e Dumnezeu. Să știți ceva? Nu toate apele sunt bune. Nu orice apă de băgat în vasă e bună. De aceea le zicem și tinerilor noștri la biserică: aveți grijă pe une mereți. Aveți grijă că nu toți cei ce cântă au apă curată. Nu te du la Ii vezi că sunt mai aproape de tavan cu capul decât cu picioarele de pe pământ, da? Nu băgăm vas orice apă. Că s-ar putea să suferi. S -ar putea. Domnul dă comandă ce apă să intre în vas. Și totdeauna apa care o dă Domnul, aia produce minuni. Când călătoriți cu avionul, da? În mergi. Te speli pe mâini, știi ce scrie acolo, deasupra robinetului? Apă nepotabilă. Eu totdeauna am avut întrebarea asta, mă, da, de, dacă e nepotabilă, înseamnă care e ceva, nu? Dacă nu ne lasă să bem din apa asta, dar de ce ne lasă să ne spălăm pe mâini cu ea? Că te speli, te ștergi, dar te rămâne ceva, dacă e cu, bac cu bacterii, dacă e cu ceva ă, contaminat acolo. Ne lasă să ne... mergi înapoi pe scaun, la avion și te pui să mănânci. Și când mănânci, normal că ai intrat în contact cu apa aceea. Știi ce arată lucrul la ce? Pe la primării, pe la diverse locuri. Scrie acolo, apă nepotabilă. Știți că și Biblia ne arată că nu orice apă e bună de băgat în vas, ci numai apa care produce minuni, e apa care spune Dumnezeu, aia care o îngăduie Dumnezeu să intre în vasele noastre, nu aia care o băgăm noi. Că spune cuvântul Domnului Exod, capitolul 15, cu ajuns poporul Israel la Mara și-or dori să bea apă or doriți să bea apă. Știți ce e cel mai rău pentru un, un pocăit, un om al lui Dumnezeu? Să fie mara și el să nu simtă. Să fie mara, să fie apa amară și el să nu simtă că e amară. Dar poporul o simțit. Și știți ce a făcut Moise? Zice cuvântul Domnului că Moise a strigat către Dumnezeu. Și un cuvânt extraordinar. Spune, Domnul i-a arătat lui Moise. Nu Moise o ales lemnul, care să-l arunce în apă, ci Domnul i-a arătat lemnul. Moise o luat lemnul și l-a aruncat în apă. Și apa din amărăciune s-a transformat în apă, în apă dulce. Oare dacă am avea un, un aparat de măsurat, ce apă e în inima ta? Oare nu cumva vii la casa lui Dumnezeu și ai amărăciune? Nu cumva vii cu multă amărăciune în inima ta? Știi ce ar vrea? Domnul să-ți arate lemnul care trebuie pus în inimă acolo să-ți arate Domnul că El are apă vie, apă care transformă, apă care schimbă. Binecuvântat să fie numele Domnului. Elisei ajunge la Ierihon și spune cuvântul Domnului că oamenii din cetate au ieșit la el și au zis, cetatea e bună, locurile sunt bune, dar avem o problemă cu apele. Dacă avem o problemă în generația noastră tânără, cât mă mai simt și eu tânără acum, eu mă ocup cu tinerii la noi la biserică, eu nu mă dau cu creme, dar umblu cu tinerii ca să mă păstrez Să mă păstrez tânăr Știți care e marea problemă a generației tinere? Nu că nu vin la biserică Nu că n-ascultă cuvântul lui Dumnezeu Se scald în diferite ape Nu stabili Merg și la Erihon, și la Mara, și peste tot Poate o fi mai bine Și știți cum vin înapoi Mai otrăviți, mai amărâți Mai legați și mai trântiți la pământ Știți ce-aș vrea în seara asta? Să se întâmple ce au făcut Elisei Elisei o luat și o dat o comandă. O zis, aduceți un vas nou, pentru că întotdeauna Dumnezeu va folosi lucrurile noi. Tinerii au o, o cântare care spune, iată, El va face, nu noi facem lucrurile noi. Car ar mai trebui schimbări. Lasă întâi să-ți facă Dumnezeu schimbările. Când schimbă Dumnezeu generația, Lucrul acesta se vede. Când facem noi schimbările, s-ar putea să ne clătinăm, s-ar putea să se strice toată lucrarea, dar întotdeauna când venim cu lucrurile noi care ni le dă Dumnezeu, Întotdeauna Dumnezeu este Cel ce își duce lucrarea la capăt. Binecuvântat să fie numele Domnului. Elisei cere un vas și spune, puneți sare în el, în vasul acesta nou, un blid. Acum tinerii, nu știu dacă știu ei ce înseamnă blid, blid înseamnă farfurie. Nu? O cerut o farfurie și puneți sare în ea. Și știți ce face Elisei, omului Dumnezeu? El nu face treaba așa de mântuială să se scape, Un zic tineri scrie repede. El nu te mai salută, trimite pe telefon așa. Că totul s-o rezumat, nu ne mai deplasăm. Nu? Ei așa vorbesc, câf, știți ce înseamnă frații în vârstă, câf, nu? Ziceți voi, ce faci? Eu a scris unul, bână, eu am crezut că înseamnă bistrița năsăut. O zic, nu, bn înseamnă bine, vedeți? Ei le, le sugrumă, le schimbă, le... Nu, fel și fel, nu vă mai zic, că i aveți bai dumneavoastră copii și, și eu i-am bai mei. Eu cine era, deși nu suntem foarte distanțați. Dar Elisei nu no a fost omul care să spună, nu pot, domne, mă dor spatele, nu vin sara la adunare. Nu, știți ce-o făcut? O, o lua blidul cu sare, unde s-o dus cu el? La izvor. El nu a zis, las că arunc aici pe apă și s-o vindeca ele. Nu, îmi plac oamenii lui Dumnezeu care nu fac lucrarea lui Dumnezeu, așa la voia întâmplări. Băgăm și noi o cântare, ce mai merge? Păi noi când venim cu cântările înaintea lui Dumnezeu, noi trebuie să fim în legătură cu Dumnezeu. Dumnezeu de la izvor să ne dea cântarea care trebuie. Nu stăm ce să mai cântăm, cu ce să mai mișcăm. Nu? Dacă n-ai mers la izvor, pe parcurs nu se vindecă apa. Apa trebuie vindecată de la izvor. Și știți ce doresc în, în seara aceasta? În izvorul sufletului nostru să intre apa mântuirii. Vine cuvântul Domnului Isaia, vine în capitolul 12 cu versetul 3 și spune Veți scoate apă cu bucurie. De unde? Din izvoarele mântuirii. Asta e apa care o dorim. Asta e apa care schimbă, care transformă. Că nu toate apele. Puteai băga apă de care vrei. Puteai să bagi apă cu fir de aur înăuntru. Că nu să transformăm vin, numai aia care spune Domnul, totdeauna, frații mei, să țineți minte. Numai ce dă Dumnezeu schimbă inima omului. Noi putem să fim pregătiți, noi putem să mergem foarte exact cu programele noastre, cu slujbele noastre. Acolo unde e prezent Dumnezeu, acolo se schimbă lucrurile. Și în seara asta ar vrea inima ta să fie schimbată de Duhul lui Dumnezeu. Să lase Domnul apă vie în inima ta. Să pleci din locul acesta de mână cu soția ta să zici, Dumnezeu mi-a vorbit, că ăsta e scopul nostru. Apa să fie vindecată de la izvor. Binecuvântat să fie numele Domnului. Și al treilea lucru, în pasajul acesta, mai vedem ceva. Mai vedem ultimul lucru în seara aceasta, că se întâmplă lucruri care nu se pot explica. În pasajul acesta vedem că îi problema atitudinea, vedem la un moment dat că se dă o comandă să se umple vasele cu apă. Și comanda aceasta îi binefăcătoare și vindecătoare numai când domnul dă comanda. Când comanda pleacă de la domnul, nu de la Maria, nu de la noi, ci comanda să plece de la domnul. Și al treilea lucru, se întâmplă lucruri care nu se pot explica. Auziți ce spune cuvântul Domnului. Domnul a spus în versetul 8, scoateți acum, le-a zis el, și aduceți nunului. Și i-au adus. Nunul, după ce a gustat apa făcută vin, el nu știa, auziți, nu se putea explica, el nu știa de unde e apa asta, de unde e vinul acesta. Dar spune Biblia, dar slugile care scoseseră apa știau. Știți ce înseamnă minunea? Minunea e lucrul care nu se poate explica. Ca să ai parte de minune, trebuie să fii prezent acolo. Nu, nu, de ce nu înțeles? Știi de ce? Că nu au fost prezent. Dacă era și el, ăștia, slugile nu știau să-i explice. Nu știau procesul chimic, de la a transforma apa în vin. Nu știu. O zic, nu știm, dar noi știm de unde am scos. Și o zic, nu, nu, dar cum explicație? Nu, nu, dacă vreai să, fii, să vezi care-i care soluția și cum se întâmplă minunea, Trebuia să fii prezent acolo, el știți unde era prezent, l-a mâncat și l-a băut. Vă spun ceva, și noi la Timișoara, cred că și voi aveți aici, din ăștia care e ca nunu, știi ce-i nunu, da? Tinerii, nunu îi nașu, ăla ridică prețul nunții, ăla dă cel mai mult, de fapt părinții dau cel mai mult, dar nașul se face că dă și el cel mai mult și e cel mai cu potențial financiar. Știi ce făcea ăsta? Stătea acolo. Stătea la masă, l-a mâncat. Acum vreau să vă dau un exemplu omenesc. Cum credeți că o arătat nunu când s-a gătat vinul la masă? Pentru că dacă s-a gătat vinul, dați-mi voie să vă spun, toți erau beți. Toți erau beți. Dar Domnul ce dă întotdeauna vindecă și trezește. Zice Biblia așa, că i-au dat special, du și du la nașul mare. Să vadă nașul, să el să facă proba. De ce? Eu cred că ăsta au fost cel mai beat. Că acolo s-au pus vinul cel mai mult, totdeauna să fie plin. Nu gândiți-vă ceva. mi a povestit cineva care a avut probleme cu băutura și a spus așa. Omul când îi beat, după ce îi beat, nu mai știe ce bea. Poți să-i dai, știți, vorba, motorină, numai să miroase un pic alcool. Așa era nașul. Nașul, logic, nu mai știa să facă diferență. Și uitați-vă ce se întâmplă. Îi trimite Domnul special lui. Îi zice, merge și duceți la naș. Duceți la nun. Știți ce face nașul? Bea și știe să facă diferența. Cum e posibil lucrul ăsta? Domne mor de beat, că nu mai știa pe ce lume îi să facă diferența. totul se oprește și zice, ăla dinainte a fost rău și ăsta de pe urmă e bun. O zis unul către mine, nepocăit odată, o zis, băi, dar voi de ce nu bezi la... Uite, și Isus a făcut vin. Și am zis, dacă îmi dai din ăla care l-a făcut Domnul, și eu vreau din ăla. Din ăla vreau și eu. Că știi ce se întâmplă? Ăla care îl dă Domnul, te trezește. Ăla care îl dă Domnul, te luminează. Nașul a fost trezit din beție. Nașul o fost trezit și-o înțeles care -i ce cei bun și cei rău. asta face Lucrarea lui Dumnezeu ne trezește. Evanghelia trezește omul. Lucrarea lui Dumnezeu, apa care o dă Domnul, trezește. Vreau la bujac în seara asta să dea Domnul apă vie, să fim treziți în Duhul nostru, să fim treziți în mintea noastră și să știm să facem diferență între lucrurile de afară și lucrurile care le dă Dumnezeu. În seara aceasta vreau să închei și să spun ceva. Ai lucruri blocate în viață? Ai lucruri care nu le poți debloca? Te simți strâns la colț, exact ca balam, cu piciorul strâns și simți că nu mai poți face ceva? Domnul are soluția. Și știți ce spune? Încep tu, încep și eu. Încep tu, Maria, încep tu și începe și Domnul. Auziți ce spune cuvântul Domnului? Acest, versetul 11, acest început al semnelor. Domnul arată conceput. De ce a început, deci, o început Domnul? Conceput și Maria. A început Maria să schimbe atitudinea, și a început Domnul să lase binecuvântarea. Vrei binecuvântarea? Vrei ca Dumnezeu să-ți poarte de grijă în anul acesta? Schimba atitudinea înaintea lui Dumnezeu. Nu mai comanda, supune-te voi lui Dumnezeu. Lasă starea de aroganță, lasă că cine ești tu. Nu vedeți că suntem atâtea de fragili, atâta de vulnerabili, cu toată sala noastră de forță și cu toate lucrurile acestea. Știți ce-mi doresc? Ca Domnul să lase peste noi, în anul acesta, un Duh treaz. o inimă trează înaintea lui Dumnezeu, să știm să discernem bine care-i voia lui Dumnezeu, să discernem care sunt lucrurile care ne amețesc spiritual și lucrurile care ne luminează. De aceea vă chem în anul acesta să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu, să ne apropiem de Domnul cu orice stare a noastră, să o aducem înaintea Domnului, dar să o aducem cu atitudine de smerenie și Domnul să binecuvinteze sufletele noastre. Amin.